astăzi este ziua educației și să le urez tuturor profesorilor și educatorilor la mulți ani, multă răbdare la catedră cu copiii și, bineînțeles, foarte multă reușită în plan profesional. Ne-am gândit că astăzi să inaugurăm o grădiniță care a fost gata la începutul anului școlar. Aici s-au făcut foarte multe investiții și pentru exteriorul și pentru interiorul grădiniței. S-a schimbat mobilier, s-a schimbat acoperișul, dar astăzi inaugurăm un cărculeț de cartier care va fi folosit atât de copii când vor fi la grădiniță, cât și după amiaza de toți tinerii sau copiii din cartierul respectiv. Prin strategia verde pe care ne-am propus-o la începutul acestui an, ne-am gândit că este bine ca fiecare cetățean al Craiovei să nu parcurgă mai mult de 15 minute distanță de la domiciliu până la primul cărculeț de cartier. Și iată că în acest cartier, care a fost vitregit de-a lungul anilor pentru că nu s-a găsit până acum niciun loc care să se transforme într-o oază de verdeață, am reușit în curtea acestei grădinițe să amenajăm un spațiu de întâlnire al tinerilor din cartier. Cărculețul va fi folosit dimineața de către copii care sunt la grădiniță, iar după amiază se va închide și atât baza sportivă și cărculețul vor fi deschise cartierului. Deci, practic, spațiul acestei grădinițe va fi în continuare închis, dar în partea cealaltă, baza sportivă și cu cărculețul vor putea fi folosite de toți cartierii, de toți locuitorii din cartier. Dacă tot vorbim de reabilitare, care este situația grădinițelor în orașul Craiova? Toate grădinițele sunt refăcute sau în curs de refacere. Așa cum știți, anul acesta noi am investit foarte mulți bani în bazele sportive. Toate școlile au acum bazele sportive puse la punct și, bineînțeles, și grădinițele. Urmează ca anul viitor, cele care nu au fost refăcute anul acesta, atât pe interior cât și pe exterior, să nu li s-a schimbat mobilierul școlar, să beneficieze de aceste investiții. Eu zic că undeva anul școlar viitor le va prinde cu absolut problemă. Ceea ce cred că este un lucru foarte dorit atât de copii cât și de părinților. Nu avem probleme cu locurile în grădinițe, nu am avut în ultimii ani, am avut problema cu locurile din creșe, tocmai de aceea, anul acesta, am intrat într-un proiect al Ministerului Dezvoltării pentru construirea a două creșe mici. Și în consultare legate de gazonul de pe stadion, am înțeles că va fi recuperat aproape în totalitate, unde va ajunge? Tot gazonul de pe Oblemenco va ajunge pe baza sportivă de la Liceul Energetic, unde este un stadion pe care să-l folosească doar copiii care fac sport, de mărimea stadionului Oblemenco. Și credeți-mă că nu exagerez pe loc, este exact aceeași suprafață. Ne-am gândit ca gazonul, ceea ce mai poate fi recuperat din el, să fie transferat pe acea bază sportivă, astfel încât și copiii să beneficieze de un loc destinat lor care să fie foarte frumos și, bineînțeles, bine pregătit pentru antrenament. Și noul gazon de la stadion cum va fi mai rezistent decât cel pe care l-ați decopertat acum? Aveți o garanție? Și acest gazon a fost rezistent, din păcate nu s-a ținut cont de cartea tehnică, aceea care ne spunea că ar trebui să fie mici la două săptămâni ca să poată să se refacă de gazon. În schimb, din cauza faptului că evoluează pe stadion două echipe de fotbal, a trebuit ca să lăsăm să joace din săptămână în săptămână și uneori chiar de două ori pe săptămână. Ceea ce vă dați seama că a dăunat gazonul. Nu a avut garanție, nici acesta nou nu va avea garanție, pentru că gazonul este un bun consumabil și va trebui să fie schimbat ori de câte ori este necesar. Asta dacă ne dorim ca stadionul să se prezinte la cele mai înalte standarde. Dat fiind faptul că stadionul nostru de fotbal este considerat între primele patru din lume ca și frumusețe, și nu spun eu, spun un site de